Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România, știți prea bine, progresul nu poate fi oprit. E adevărat că nu poate fi oprit, doar că prin unele locuri din țara asta poate fi făcut să se învârtă în cerc, cumva, printr ca o scamatorie. Iată. Deci, evoluție și civilizație la Piatra Neamț. Aici orașul are un nou regulament de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică, așa cum se cade pentru un oraș frumos și bine întreținut. Totuși, așa cum orice pădure are uscăturile ei, și în Piatra Neamț mai sunt contravenienți care atacă estetica orașului cu coși de semințe, cu peturi de bere și așa mai departe, așa că îi mai trebuie aduși pe calea cea dreaptă cu câte o amendă, pe calea cea dreptuță cu câte o amenduță. Și uite, aici venim la subiect. Potrivit acestui nou regulament, amenda poate fi plătită online. Bravo, domnule! Civilizație, în sfârșit, iată... Ghișeu.ro? Și Ghișeu.ro, iată cu progresul... E Ghișeu.ro. Dar, deci amenda poate fi plătită online, dar dovada plății trebuie depusă fizic, tipărită la organ. Și uite, așa ne-am întors în punctul de plecare. Deci am avansat un pic, dar cumva am tras sacana într-o parte și ne-am învârtit în cerc și am ajuns tot acolo. Bă, măcar nu mai stai la coadă la cec. Băi, nu știi, plătești online, dar trebuie să depui dovada. Înțelegi? Deci am scăpat de dosarul cu șină la plata amenzii, da, e doar, dar trebuie să facem dosar cu șină la dovedirea plății amenzii. Da, domnule. Până să poate asta. Deci, practic, modelul declarațiile online se fac la ghișeu 5 este nemuritor. Diferența însă e că acolo când te duci să depui dovada, nu mai ai presiunea plății. Altfel stai la coadă când știi că n-ai nicio grijă, doar depui ceva. Să știi că se poate depune și prin poștă, se poate trimite prin poștă la organ. Iată. Dar nu știi dacă ajunge. Deci, adică, oricum ai dau... Ce să spun, ești emoția ta. Adică eu am depus dovadă de amendă la administrație, eu cu mâna mea. Da. Și după aia și-am depus originalul, că de asta sunt și lâmb. Înțelegi? Și a mai trebuit peste vreo 5 ani să mai dovedesc o dată că am plătit amenda aia și nu mai aveam dovada, evident. Asta e, statul român a inventat verificarea în 2 pași, exact, înainte de. Trebuie să plătești, după aia trebuie să dovedești că ai plătit. Da. Și după aia trebuie să fii sigur că totuși ai plătit. Și astea sunt și practic să păstrezi tot. 50 de ani. Da. 50 de ani. Eu am bonuri de alea cu treceri de pod la fetici, de nu se mai sunt, practic sunt făcute și șmecher că se șterg după o vreme. Asta hârtii de alea termice. Da. Alea și la rovinietă la fel. Exact. Le pozai într-o vreme? Nu le mai... Eu n-am știut să le pozez și s-au șters. Eu după ce am descoperit că s-au șters, am început să le pozez. Dar acum, de ce nu plătești cu SMS-ul? Acum, stai. Nu te băga în discuția asta. Nu te băga în această discuție. Acum nu mai știu unde sunt pozele de la bonurile respective. Asta e nenorocire. Statul te ține mereu în priză, să nu îmbătrânești. E ca la șoare. Faci ceva mereu. Te agită în sac. Da, să nu voi făceați cozile alea pe la benzinării și după aia pe la, ca să plătiți taxa aia cash? Nu, tăticule, nu stăm la coada aia de cash, aia e ceva de neînțeles la pod, la fetiști. Nu, tăticule. Dar nu le dau nici SMS, că am cartelă și nu pot să dau SMS-uri de-astea plătite. Nu mai se mai poate cu SMS-ul, deoarece avem cartelă. Deci pe cartelă pripei n-ai voie? Deci asta nu plătește taxă, fii atent. N-ai voie? N-am mai fost la mare. Nu, n-am abonament. N-am mai fost nici la mare, are și abonament. Nu știi nimic. Deci, hai să revenim la Piatra Neamț. Da, cel mai bine. Unde se poate plăti online amenda pentru încălcarea esteticii orașului. Și mai treci și tu și să vezi ce mai e prin oraș, să-ți depui dosarul. Propunerea aceasta a fost, deci, care a fost votată și introdusă în regulament ca plata online să fie dovedită cu adeverință scrisă, aparține chiar primarului orașului, scrie ziarul local Vestea, care publică și facsimilele după documentele oficiale. Citez: prin această ciudată plată online, cu hârtii duse la ghișeu sau la poștă, primarul Andrei Carabelea poate spune că a bifat deja o promisiune din campania electorală, cea referitoare la digitalizarea orașului, deci și administrației, scrie ziarul Vestea, care observă și că și evidența pe extrasele de cont apar fără greș. Întotdeauna plățile făcute în conturile respective, cu tot cu referințele în cauză, cu numele celor care plătesc, așa că toate datele există în sistem, normal. Dar de ce să interconectezi bazele de date când poți pune contribuabilul să umble pe la ghișee, nu? Adică de ce ai vrea să faci asta? Ca să nu se înstrăineze oamenii, Vlad, exact. V-am mai spus. Cum ar mai ști contribuabilul că este supus al statului român? Că în țara asta cetățeanul nu e cetățean, el e supus al statului. Cum să știe el că e supus fără să-l faci să se ploconească pe la ghișe câte o adeverință de înregistrat? Am și o rugăminte, am venit cu dovada să... Dacă nu la ghișeul ăsta, la celălalt, mergeți la etajul 3 și faceți un seros pentru orice eventualitate, vezi că găsiți peste 50 de bani. 50 de bani pagina. Cum s-ar mai justifica salariile funcționarilor? Trebuie să avem grijă și de ei, nu? Dacă n-ar avea ei ceva de verificat la dosarele cu șina aduse pentru dovedirea unei plăți online. Deci digitalizarea asta este cu totul altceva decât ne-am imaginat noi. Haideți să vă povestesc, avem timp? Da. Am fost ieri să-i fac o radiografie lui Ștefan. Nu că mi-am adus aminte de birocrație. Da. La spitalul Grigore Alexandrescu, cu trimitere de la medicul de familie. Și mi s-a spus să iau CD. Da? Și acolo e un afiș mare. Deci fiți atenți, faci radiografie, nu se mai dă film, cum era odată. Da, mă, dar îți dă pe spital, CD. Se dă pe CD. Ca să ți-o dea pe CD, trebuie să te duci cu un CD blank. Da. Copie după certificatul de naștere al copilului, copie după buletin, să scrie o cerere. Zic, nu vă supărați pe mine, ajutați-mă că n-am nici certificat, nici copie după buletin și nici CD. CD zice, vedeți că e un chioșc în curte aici, găsiți acolo CD. M-am dus la... Zice, da, aduceți-vă repede că se închide la 3. Era 3 fără 5. La 3 fără 4 minute eram la chioșc, a plecat doamna de 5 minute. Păi zic, da, nu era... Nu-i Germania aici să... Da, haideți. Zic, ok, mă duc, zic, știți de unde aș putea cumpăra un disc? Vedeți că mai e un chioșc în afara spitalului pe bulevard. M-am dus pe bulevard, dar n-avem decât DVD-uri. Dați-mi DVD, n-are nimic. Am luat DVD, m-am dus. Doamna zice, v-am spus specific CD, nu DVD. DVD-ul nu e bun. Ok. M-am dus acasă, am luat CD, am luat actele, m-am întors. I le-am dat. Zice, reveniți acum în 2 zile. Zic, da, nu poate fi adevărat. Da, zice, ba da, zice că nu le scriem noi aici, se scriu în clădirea din față și vă duceți acolo la etajul 4 peste cel puțin 2 zile. Este inimaginabil. Nu cred așa ceva. Înțelegi? Da, este într-o radiografie trebuie să apeși un buton și iese discul. Da, sau... Probabil m-am gândit după aia, zic, de ce ori face asta? Probabil făceau, nu știu, poate se făceau radiografii necontrolat, fără plată, fără trimiteri și așa mai departe. Băi, și abuzau de sistem. Dar oricum ar fi, eu ca și asigurat și contribuabil, n-am nicio vină să fiu supus. Înțeleg perfect ce acestui schimb birocratic. Înțeleg perfect ce spui. În urmă cu câțiva ani, maica mea săracă a alunecat și a rupt umărul. Am dus-o la urgență, i-au făcut radiografii, tot ce trebuia acolo. Mă rog, i-au prins umărul în gips și când am cerut radiografiile, imaginile, că mi-au recomandat, după asta mergeți la ortoped și verificați cu ortopedul. Bine, zic, dați-i radiografii. Vă cumpărați CD și veniți cu CD-ul. Și eram în miezul nopții. Așa că a trebuit zilele următoare să mă ocup de această problemă. Este inimaginabil pe câte drumuri te pot pune pentru chestia de simplă. Nu mă depășește nimeni. Știți că n-am avut problema cu piciorul și am fost să fac un film de ăsta la Pitești, în miez de noapte. Așa, da. Și am făcut poza și după aia tot așteptam și nu se întâmpla nimic. Pentru că așteptau să mai vină un caz ca să scoată... Știi, se scoată 2 odată, cum ar veni. Să mai aștepta să mai vină cineva, zic, ați înnebunit pe cuvânt, stăteam deja de vreo 2 ore. Nu dăm drumul la aparat doar pentru o pizza. Da. Da. Facem 2, nu încălzim cuptorul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.